veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Haideți împreună să luăm scripturile, să ne punem mintea la îndemâna Domnului și să luăm câteva cazuri din Biblie în care vom vedea oameni care au hulit și nu s-a ales bine de ei. Oameni care au hulit și au fost pedepsiți de Domnul. Să nu uităm, în Biblie avem două feluri de exemple. Exemple bune care trebuie urmate și exemple rele care sunt scrise în Biblie. Ca noi să nu facem, spune Biblia 1 Corinteni 10, cum au făcut unii din ei. Primul caz, Genesa capitolul 16, este vorba de roaba Sarei, Agar. Știți, în exasperarea lor că nu mai aveau un fiu și se apropiau de bătrânețe, Avram și Sara au recurs la o modalitate ajutătoare de a avea copii. Și citim în 16:4, când s-a văzut ea însărcinată, a privit cu dispreț pe stăpâna sa. Și Sarai a zis lui Avram, asupra ta să cadă batjocura aceasta care mi se face. Eu însă ți-a dat în brațe pe roaba mea și când a văzut că e sărcinată, m-a privit cu dispreț. Să judece Domnul între mine și tine. Agar s-a crezut deja ea stăpână și deja mama a multor neamuri, dar Dumnezeu a hotărât ca Sara să fie aceea. A privit cu dispreț pe Sara și a batjocorit-o, exact sub ce formă, nu știm cum s-a manifestat această batjocură. Această privire cu dispreț este tot o hulă. Cum spune o poezie, dacă te uiți de sus în jos cu un sentiment orgolios, cum scrie și la Habacuc, când nu ești om evlavios, nu-i pe rețeaua lui Hristos, ci alti spirit îi conduc. Dacă privim în jositor la adresa cuiva, ne uităm după el și dacă ar fi să exprimăm acea privire prin cuvintele noastre, ar fi de fapt o batjocură. Îl desconsiderăm pe cineva. Să nu uităm că și chiar privirile noastre trebuie să dea dovadă. Biblia spune în cartea Proverbe, fiule, dă-mi ochii tăi, mie și inima, și să găsească ochii noștri plăcere în căile Domnului. Ori acestea nu sunt căile Domnului, de a privi cu dispreț. Un alt caz asemănător, în a doua carte a lui Samuel, capitolul 6, este vorba de Mical, fata lui Saul, soția lui David. Citim în 2 Samuel 6:16. Pe când chivotul Domnului intra în cetatea lui David, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră și văzând pe împăratul David sărind și jucând înaintea Domnului, l-a disprețuit în inima ei. S-ar putea cineva în biserică să-și verse focul, să plângă, să ridice mâinile în sus sau să umble cu capul plecat de necazurile și problemele lui și tu care ești într-un alt mediu, te uiți pe fereastră și îl disprețuiești. Cine-o fi și acesta? Și Eli a căzut în această ispită și a spus Anei, până când vei fi beată? Și a spus, nu, Domnul meu, eu nu sunt o femeie beată, ci sunt o femeie care suferă de prea multă întristare. Spune o vorbă înțeleaptă, în sufletele oamenilor nu se intră încălțat. Până când nu știm ce are cineva în inimă, cum stau lucrurile în dreptul lui, este bine să ne abținem dacă tot nu putem face un lucru bun și să nu disprețuim și batjocorim de la distanță, în inimă sau prin privirile noastre. Pentru că mai târziu, în versetul 20, când s-a întors David acasă, i-a spus soția sa, cu câtă cinste s-a purtat azi împăratul Israel descoperindu-se înaintea slujnicilor, supușilor lui, cum s-ar descoperi un om de nimic. David a răspuns Micale, înaintea Domnului care m-a ales. 22. Vreau să mă arăt și mai de nimic decât de data aceasta și să mă înjosesc în ochii mei. Probabil noi n-am ști exact care am avea dreptate, dar Domnul a judecat și a spus el a cui este dreptate și Mical, fata lui Saul, n-a avut copii până în ziua morții ei. A fost pedepsită de Domnul pentru această privire batjocoritoare înaintea Domnului. Să nu uităm, dacă vom privi pe alții cu dispreț, chiar dacă nouă ni se par că sunt într-o condiție inferioară, și stările momentane caracterizează, ne-ar da motive să-i privim cu dispreț și înjositor. Spune Biblia în Psalmul 15, el privește cu dispreț pe cel vrem disprețuit, dar nu este cazul ca noi să disprețuim, să înjosim, să batjocorim pe cineva. Domnul va vedea, va judeca și își va rosti sentința mai degrabă sau mai târziu și vom ajunge noi de ocară. Amintiți-vă că în Vechiul Testament femeile care nu aveau copii erau ele de ocară și a ajuns Mical de ocară. Și Agar a ajuns fugărită pentru că a disprețuit pe stăpâna sa. Un caz asemănător în cartea Iov, capitolul 19, versetul 3, acești trei prieteni al lui Iov, dădeau la verdicte, la decizii și la diagnostice pe seama lui
Și spuneau, nu se poate, Dumnezeu iubește dreptate, tu ai fost pedepsit că ești păcătos. Uite în jurul tău. Și l-au judecat în fel și tip, nu pripit, după 7 zile. Dar era mai bine dacă mai se steau încă 7. Citim Iov 19:3, declară el, iată că de 10 ori m-ați batjocorit. Nu vă este rușine să vă purtați așa? Biblia spune în Cartea Proverbelor, nu te grăbi să te iei la ceartă, ca nu cumva să nu știi pe unde s-o scoți când te va lua la o cărea apoi aproapele tău. În finalul cărții Iov, Iov 42, amintiți că Dumnezeu a spus că ei n-au vorbit drept și i-a penalizat să aducă o jertfă și Iov să se roage pentru ei. Să nu batjocorim, să nu dăm sentințe, că nu noi avem vreo copie după judecățile date de Dumnezeu. Bine este uneori să tăcem, iar dacă putem să ne rugăm, iar dacă chiar suntem în cunoștință din partea lui Dumnezeu asupra unui lucru și asupra unei stări de fapte, atunci să analizăm numai în măsura acelei cunoștințe și în măsura drepturilor și poziției noastre față de acele persoane și față de Domnul. Un alt capitol, un alt exemplu, Levitic, capitolul 24:11, fiul unei femei israelite și a unui bărbat egiptean, în tabără, s-a certat cu un bărbat. Și în timpul unei discuții aprinse, fiul femeii izraelite a hulit și a blestemat numele lui Dumnezeu. Versetul 12, l-au dus la Moise, l-au aruncat în temniță, până va spune Moise ce va porunci Domnul. Sigur, i-ar fi apucat pe oameni o teamă, ca pentru o înjurătură, ca pentru un blestem să te bagi la închisoare și să aștepți pedeapsa capitală. El a încărcat flagrant această poruncă a treia, să nu iei în deșert numele Domnului. Să nu uităm ceea ce spunea Domnul în Matei capitolul 5. Eu vă spun, chiar și ține va zice nebunule și prostule, va cădea sub pedeapsa judecății soborului și a ghenei. De aceea, când aveți vreo discuție cu cineva din afară, sau din familie, sau dinăuntru, să ne abținem de la expresii care sunt hule și care sunt murdare. Toate intră în aceeași categorie. Fie că vorbim vulgar, murdar cu cineva, fie că apelăm la injurii. Toate acestea sunt foarte condamnabile înaintea Domnului și Domnul zic să ne păzească. Nu ne va ucide nimeni acum cu pietri, dar va veni vremea când cu foc, nu cu pietri, vor fi afară toți aceștia pedepsiți de către Domnul. Un alt exemplu asemănător, tot în cartea Iov îl găsim, când soția acestuia, căzută într-o ispită, sub influența diavolului, citim în 2:5. Dar ea întinde-ți mâna, spune Satan, și atinge-te de oasele și de carnea lui și sunt încredințat că te va blestema în față. Probabil aceasta ar fi fost apogeul păcătuirii, să blastem pe Dumnezeu. Ar fi însemnat una cu lepădarea, această hulă, în mod voit, conștient. Versetul 9, nevastă s-a zis, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta, blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Reamintim acel verset tot din Iov 36:18, supărarea să nu te împingă la batjocură. În durere, în necaz, nu huli și nu blestema. Căci Dumnezeu nu va îngădui peste putere o ispită și dacă vine răul, vine de la Satan. De aceea rămâi tare, căci diavolul atunci așa stă cu microfonul la gură și pune box sau undeva în văzduh să audă Dumnezeu, cum tu înjuri și cum blastem și se va răspândi ca un ecou. Atunci tași din gură cât timp cel stă înaintea ta, să rămână o casetele neregistrate, să spună că nu am vorbit nimic. Sau dacă vorbim, să cântăm o cântare, că atunci sigur la al doilea verset nu mai ține diavolul microfonul la noi, la gură. Atunci sigur ne lasă în pace. Că altfel diavolul este foarte firet. Domnul să ne ajute la aceasta. Un alt tip de exemple, Numeri capitolul 16. Acea răscoare a lui Core, Datan și Abira. În 16:30 spune Moise, dar dacă Domnul va face un lucru nemai auzit și dacă pământul își va deschide gura ca să înghită cu tot ce au, așa încât se vor pogorâ de vii în locuința morților, rețineți, atunci veți ști că oamenii aceștia au hulit pe Domnul. Au hulit ei pe Dumnezeu direct, nu ne spune textul acesta. Dar un verset, versetul 11, ne-a ajutat să înțelegem ce li s-a fost considerat lor hulă. Îi spune Moise lui Core, de aceea te adun tu și ceata ta împotriva Domnului, căci cine este Aaron ca să cârtiți împotriva lui? Și apoi, citim versetul 16, tu și ceata ta să fiți mâine înaintea Domnului, tu și ei și Aaron împreună cu ei.
Acest lucru le-a fost considerat lor o hulă, măcar că ei au spus despre Moise, despre Aaron, dar lucrul acesta a fost considerat o hulă înaintea Domnului. Nu neapărat trebuie să hulești pe Dumnezeu. Este suficient să hulești oamenii care i-a lăsat Dumnezeu. Un predicator, un cântăreț, un proroc, un om al Dumnezeu într-o slujbă oarecare, dacă îl hulești. Că ei, de fapt, s-au răsculat împotriva lui Moise și a lui Aaron. Și ceea ce au cârtit ei împotriva lor a fost trecută ca o cârtire împotriva Domnului. Pentru că despre ei s-a spus puțin mai târziu, versetul 41, toată adunarea a cârtit împotriva lui Moise din nou, dar lucrul acesta le-a fost socotit ca și o cârtire împotriva Domnului. Dumnezeu s-a descoperit, versetul 19, atunci slava Domnului s-a arătat împotriva întregii adunări, în fața lor. În această ispită de a cârti, de a disprețui, de a vorbi împotrivă, nu neapărat să hulești pe cei care conduc, ci doar să spui că nu sunt puși de Domnul, că trebuie să fie puși alții, un fel de opoziție, așa cum se obișnuiește în politică. Amintiți-vă acel exemplu frumos din Vechiul Testament pe David. A dus David o politică împotriva lui Saul ca să-l răstoarne? Nu, deloc. Și a văzut liniștit locul și la vremea cuvenită, spunea el, fie că Domnul prin filisteni, fie că îi va veni sfârșitul, le-a lăsat să decurgă în mod natural și să intervine Dumnezeu. Și Dumnezeu a intervenit la vremea cuvenită și David a rămas cu inima curată și liniștit. Dar acești oameni care și-au întrecut atribuțiunile, au cârtit împotriva lui Moise și Aaron, pământul s-a deschis și a înghițit de vii. Un alt exemplu asemănător cu acesta, de a cârti împotriva celor care conduc, este în Cartea Judecător, capitolul 9, versetul 27. Am putea spune că este o cârtire împotriva conducerii sociale a statului, pentru că acest Abimelec care împărățea peste Israel nu era deloc omul lui Dumnezeu. 9:27. Au ieșit la câmp acel Gal fiul lui Ebed, au cules viile, au intrat în casa Dumnezeului lor, au mâncat, au băut și au blestemat pe Abimelec. Și Gal fiul lui Ebed zicea, cine este Abimelec și cine este Sihem ca să slujim lui Abimelec? Nu este el fiul lui Roboal? Slujiți bărbatul lui Hamor, tatăl lui Sihem, de ce să slujim lui Abimelec? A venit a doua zi pedeapsa peste ei și au fost uciși. De multe ori, diavolul ar vrea să ne prindă în fel și fel de discuții pe seama conducătorilor politici, pe seama conducerilor economici. Și atât ne arătăm de inteligență discuții noastre încât dacă ne-ar pune pe noi la vreun minister, sigur că în câtva timp a nezălvat și cu crizele și cu corupțiile. Așa rezultă uneori din discuțiile noastre. Eram într-o zi pe tren și doi oameni și efectiv păreau neinițiați, dar neinițiați deloc, dar așa puneau problema și așa îi disprețiau pe cei de sus, încât ar fi fost în stare probabil să ia ei frânele țării în mână și să rezolve lucrurile. Nu este indicat să vorbim, să blestemăm, să spunem cuvinte care nu sunt la locul lor, împotriva celor de sus. Și poate noi am votat. Deci este indicat să ne rugăm, astfel rezolvă creștinii situația de acolo, sau în mod pașnic. Și Domnul să ne dea înțelepciune la acestea. Un alt exemplu, și mai categoric, 2 Samuel, capitolul 16, este vorba despre Shimei, acest om care atunci când David, măcar că păcătuise, rețineți, măcar că era fugărit de Absalom, 2 Samuel 16 cu 7, citim și 5, el înainta blestemând și a aruncat cu pietre după David și după toți slujitorii împăratului. Și mie zicea, du-te, du-te, om al sângelui, om rău, Domnul face să cadă asupra ta pedeapsa pentru sângele casei lui Saul. Știți ce a spus Abishai? Lasă-mă dus să-i tai capul acestui câine. A spus David, lăsați-l în pace, lăsați-l să blasteme. Și știți ce s-a întâmplat când s-a întors David înapoi când a trecut Iordanul? A spus și mie, eu sunt primul din casa lui Benjamin care vine și-și cere iertare. Mai sunt și astăzi astfel de Shimei, care atunci când sunt deasupra și când împăratul merge descul și cu capul descoperit, au atâtea pietre și când nu se știu pleca. Dar dacă ar mai fi să fugă a doua oră David, ăștia din nou l-ar blestema. Că David era și proroc. Nu degeaba a lăsat David la Solomon vorbă să scape de el ca să nu mai facă și lui a doua oară. Domnul să ierte pe Shimei ăștia. Dar oricum, dacă vor continua această stare interioară, tot nu vor scăpa de pedeapsă. Și un alt Solomon, cel de sus, va pune capăt vieții lor păcătoase de blestem și hulă. Un alt exemplu, dat aceasta la nivelul unei națiuni,
1 Samuel, capitolul 11, amoniții, acești copii ieșiți din Lot, 11:2, dar Nahaș amonitul a răspuns, voi face legământ cu voi, dacă mă lăsați să vă scot la toți ochiul drept și să arunc astfel o ocară asupra întregului Israel. Acest principiu amonit, când a murit acest Nahaș, fiul lui Hanun, David a trimis o solie și condoleanțe să-i mânghie pentru pierderea tatălui său. Știți ce a făcut? Le-a tuns jumătate de barbă, jumătate de haine și a trimis înapoi în Iuda. Și David a spus, rămâne la Ierihon până va crește barbă și păr. Un fel de a batjocori pe cineva. Aceasta poate să fie chiar printre copii. Amintiți-vă acel caz din a doua carte a împăraților, când acei copii au strigat după Elisei. Cum au strigat? Mare lucru au zis. Suie-te pleșuvule. L-au blestemat? Nu l-au blestemat. Au spus, suie-te pleșuvule. Și au ieșit urșii din pădure și au nimicit câți copii? 40 și de copii. Pentru această simplă expresie aparentă. Uneori și în biserică, când nu ne știm locul, când luăm în derâdere lucrarea, chiar și numai a ne bate joc de mobilierul, dacă vreți, care este în biserică, de slujba care se face, sau chiar să luăm în batjocură într-un fel anume, nu vom scăpa de această pedeapsă, pentru că aruncăm o ocară asupra tuturor. Și cine vede pe cineva făcând un asemenea lucru, spune, așa se face la biserică, așa fac pocăiți. Ocara când cade, care asupra tuturor. Dar și pedeapsa pentru cel care a provocat această ocară va fi cumulată de la toți. Un alt exemplu, tot din partea celor din afară, 2 Împărați 19:22, Sanherib, când a venit cu Rabșache împotriva Ierusalimului pe timpul lui Ezechia, îi spune Dumnezeu prin prorocie, 19:22, pe cine bați jocorit și ai ocărât tu? Împotriva cui ai ridicat glasul și împotriva cui ți-ai ridicat ochii? Împotriva Sfântului lui Israel? Știți cum l-a bați jocorit el? Printr-o scrisoare și prin cuvinte. Am întâlnit situații când cineva n-a avut curaj să batjocorească în față și și-a așternut batjocura pe o hârtie într-o scrisoare și a trimis anonime încoace sau încolo. Scrisorile astea sunt înseriate și diavolul v-a dat foaia pe care a scris. Păziți-vă de astfel de lucruri. Atât direct, nu înjosiți, nu batjocoriți pe cei impresurați, cât și prin anumite scrisori. Tot un păgân în Nemia, este vorba de Tobia, capitolul 4, auzi cum privea el cu dispreț. Nemia 4:3. Tobia amonitul era lângă el și a zis, să zidească numai, dacă se va sui o vulpele, va dărâma zidul lor de piatră. Și eu zic ce spune omul Dumnezeu. Ascultă Dumnezeul nostru cum suntem batjocoriți și fă să cadă asupra capului lor ocările lor și dă-i pradă pe un pământ unde să fie robi. Ați bate joc de acele începuturi slabe. Să zic, cineva acum a început să cânte la orgă sau acum a început să predice și să spună cineva, ia uite, un nou Billy Graham, sau să spună când a apucat cineva de o clădire, acum o să rezidească templul din Ierusalim, sau expresii care par așa banale, glume proaste. Sunt de fapt batjocuri. Ei au zidit această construcție, dar Tobia a rămas departe, fără Dumnezeu și fără Ierusalim. Un alt exemplu, poate culme a hulelor, 1 Samuel, capitolul 17, Goliat, aceasta nu doar pentru că se făcea repetat în fiecare zi, timp de 40 de zile, dar și pentru că acest om vroia să fie așa ca un simbol al diavolului, care aruncă o cară asupra noastră în fel și fel. 1 Samuel 17, citim în versetul 10, filisteanul a mai zis, arunc astăzi o cară asupra oștirii lui Israel, dați un om ca să mă lupt cu el. 25, fiecare zicea, ați văzut pe omul acesta înaintând, a înaintat ca să arunce o cară asupra lui Israel. Dacă îl va omorâ cineva, ce beneficii îi va da împăratul? Și David, nu pentru a-și face carieră, ci pentru că nu putea suporta această ocară, pentru că nu era de acord să fie înjosit numele Domnului și lucrarea lui, citim în versetul 36, așa a doborât robul tău leu și ursul. Și cu filisteanul acesta, cu acest neteat împrejur, va fi ca și cu unul din ei. Motivul? Căci a ocărât oștirea Dumnezeului cel viu. Poate a citit așa acea broșură de ce întârzi de trezirea lui Leonard Ravenhill și le spune acolo în introducere ce sunt ca și acel soldat
care și-a lovit colegul și la întrebarea de ce ai făcut-o, pentru că mi-a vorbit de rău mama. Și așa sunt eu în dreptul bisericii. Când biserica este vorbită de rău, când numele Domnului este luat în hulă, în bajocură, nu pot să rămân liniștit. Aceasta nu să răspundem și noi cu ocară. Și să ne luptăm ca această ocară să fie ștearsă. Să ne luptăm ca Domnul să dea biruință. Și oamenii în lucrurile care ne vorbesc de rău să rămână de rușine. 45, spune David, tu vii cu sabie, cu suliță, eu vând împotriva ta numele Domnului oștirilor și numele oștirilor Israel pe care ai ocărât-o și Domnul i-a dat victoria. Măcar că Goliat a fost ucis, acești Goliat și acest spirit de ocară din partea Domnului nu s-a potolit. 2 Samuel 21:21. Și 20, a mai fost o bătălie la Gat. Acolo era un om de statură înaltă, care avea 6 dejde la fiecare mână și la fiecare picior, în totul 24, și care se trăgea tot din Rafa. El a batjocorit pe Israel și Ionatan, fiul lui Shimei, fratele lui David, l-a omorât. În Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 13, Pavel începuse lucrarea prin sinagogile din Asia Mică și din zona Orientului apropiat și iudeii nu agreau această lucrare și citim în Faptele Apostolilor 13:45 iudeii când au văzut noroadele s-au umplut de pismă, vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și batjocoreau. Această batjocură între religii se vede și astăzi și între denominațiuni. Se batjocoresc unii pe alții și au ajuns până să facă război unii cu alții. Nu este cazul, spune Biblia în Roman 14, să batjocorim pe robul altuia, dacă stă în picioare sau cade. Noi spunem adevărul, dar nu batjocorim, nu hulim. Dacă pe diavolul nu avem voie să-l hulim, atunci pe alți oameni din alte confesiuni, care știm că sunt greșiți, avem voie să-i hulim? Nici într-un caz. Și din potrivă, cel firesc prigonește pe cel duhovnicesc. Ei ne hulesc. Sau că spune Iacob în 2:7, nu hulesc ei, nu batjocoresc ei frumosul nume pe care îl purtați? De asemenea, în Apocalips 2:9, tot ceva asemănător, să le se batjocorească unii pe alții. În domeniul religiei, 2:9 este scris că biserica din Smirna a avut asemenea probleme, știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat. Și batjocurile, să zic, cineva are o clădire impunătoare mare sau cineva are niște formații deosebite. Și batjocorește pe alții care sunt la o biserică mică, pe un predicator care e mai slăbut și nu are atâtea idei teologice în cap sau să exprim mai popular. Și ești batjocorit. Și alții spun, ești sărac. Dar aici este scris, dar ești bogat? Din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, și sunt o sinagogă a satanei. Dacă batjocorim, suntem membri, de fapt, în sinagoga satanei. Acolo se răspândesc și se cântă cântări de batjocură. Nu în biserica Domnului. În biserica Domnului nu este nici laudă, nici batjocură. Aici toți suntem mici și numai Domnul este înălțat. Și nu putem să ne înjostim unul pe altul și mai degrabă pe noi. Să spunem, noi suntem cel din tâi păcătoși, noi suntem răi. Și fiecare se vadă pe aproapele său, cel puțin ca pe sine însuși. Și un alt exemplu care va fi în vremea noastră și va cuprinde un tărâm mondial, este vorba de fiara care încet încet își pune amprenta. Citim în Cartea Profetului Daniel, capitolul 7, că un aspect prin care se va remarca și prin care vom putea distinge și descifra este chiar această problemă a hulei, 7:25. El va rosti vorbe de hulă împotriva celui preanalt, va asupri pe sfinți, împotriva lui Dumnezeu hule, împotriva sfinților asuprire. Așa se va manifesta anticristul fiar și de asemenea citim în Apocalips 13:6, ea și-a deschis gura. Și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. O vom vedea în curând când va face toate acestea. I s-a dat o gură de hulă din partea diavolului, de-a diavolul toată puterea, ca pe toate fronturile, în forță, în hulă, cu mândrie, pe toate laturile, să pună stăpânire. Așa că spune Matei 24, chiar și pe cei aleși vrea să-i prindă. Numai cei mântuiți de Domnul, cei credincioși, vor scăpa cu adevărat. Vrem să finalizăm aceste exemple amintind, frați și surori, două lucruri. Dacă până acum, dar la o verificare atentă, nu așa superficial, dacă la o verificare atentă ați constatat că ați fost hulitori sau că mai sunteți, Fapte 26:11, în toate sinagogile, și rețineți,
îmi dădeam toată silința ca să-i fac să hulească. Pavel spune despre sine însuși, de aceea dacă cineva a fost sau am fost, să o recunoaștem noi. Frați și surori, Doamne, iartă-ne că am fost niște hulitori. Am înjosit pe frați, pe alții, pe conducere, pe Dumnezeu, pe diavolul. 1 Timotei 1 cu 13. Măcar că înainte eram și prima o pune pe listă, un hulitor, un prigonitor și un batjocoritor. Hula și batjocura. Și când acestea le faci, și prigonești. Îmi dădeam toată silința să-i fac să hulească, în pornirea mea nebună. Și totuși Pavel, măcar că a fost așa, s-a redresat și a ajuns din el un sfânt, un apostol minunat. Dacă până acum a stat, așa cum spune Psalmul 1, versetul 1, fericit de omul care nu se așează pe scaunul celor, astea scaune din sinagoga satanei, dar portabile. Le putem purta cu noi și unde vreți să ne așezăm, și biserică dacă vreți, și cineva poate veni cu scaunul lui de acasă, cu un scaun al batjocoritorilor, că locul nu sfințește omul. Dar în ceruri, pe ușă, scaunele astea nu se poate demonta să le mai introducem și acolo, nu se poate. În ceruri sunt scaune de domnie pe care vom sta, dar nu scaune de batjocoritori. De judecată, dar o judecată dreaptă acolo. Dacă a stat până acum pe acest scaun și diavolul ne-a însemnat într-un fel, de acum în picioare, să ieșim afară din sinagoga satanei, și știți unde să ieșim? Spune Evrei 13 cu 13, să ieșim afară din tabără la el și să suferim o cara lui. Doamne ajută-ne! În picioare de pe scaunul batjocoritorilor și afară din tabără. Când diavolul își întinde tabăra, noi afară, unde a fost și Domnul, afară, să suferim o cara lui. Când nu mai vrei să suferi o cara, numai te bagi între ei în tabără. Te pui pe scaun și toți care se închină ca și în Valea Dura, nu-ți are nimeni treabă. Cum stai în picioare, cum Nebucadnețar se supără și vrea să încălzească cuptorul mai tare, dar nu se ne poate arde, căci cu noi este cel de-al patrulea, care de fapt e primul, slăvit să fie numele lui. Deci să ieșim afară din tabără, să suferim o cară împreună cu Domnul. Iar pentru cei care de acum vrem să nu mai fim batjocoritori, atunci avem un alt exemplu în Biblie foarte frumos. Este vorba de Moise. Citim tot în Evrei 11 cu 24. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ceea ce ar fi conferit un titlu aparte. Ceea ce i-ar fi conferit, amintiți-vă din cartea Genezei, când a fost Iosif înălțat acolo după Faraon, a spus în genunchi, toată lumea. Și a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea o cara lui Hristos ca o mare bogăție, mai mare decât comorul Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. La ce ne uităm? La o cară care ne se va da acum, la crucea de acum sau la răsplătirile de viitor? Moise s-a uitat în sus și aceasta i-a dat putere, i-a conferit harul să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, să iasă afară din tabără. Dar știm ce spune tot cartea Evrei, capitolul 3 despre Moise, că a fost credincios ca slugă. Să fim și noi ca slugă și apoi vom fi numiți ca fii al lui Dumnezeu. Dacă vom suferi această ocară, avem un cuvânt în cartea profetului Isaia, capitolul 61, versetul 7. În locul ocării voastre veți avea îndoită cinste. Cine n-ar vrea cinste când vine Domnul? Dar cinstea se dă direct sau dublu proporționat cu ocara de acum. În locul ocării voastre veți avea îndoită cinste. În locul rușinii se vor veseli de partea lor, că își vor stăpâni îndoit în țara lor și vor avea o bucurie veșnică. Doamne, dă-ne aceasta! O bucurie veșnică și cinstea atunci când se va arăta Domnul. Repet așadar, dacă am fost batjocoritor, hulitor ca și Pavel, sus de pe scaunul batjocoritorilor, afară din tabără, să suferim o cara lui. Dar nu pentru că suntem răi și vinovați, ci pentru că suntem creștini. Iar dacă nu suntem cei care ocărâm, să rămânem mai departe ca și Moise. Considerând că ocările de acum sunt o nimica și că în locul ocărilor de acum, Domnul ne va binecuvânta cu îndoită cinste în ziua aceea.
zi despre care Apostolul Pavel spune în 2 Timotei 4:8, cununa neprihănirii pe care mi-a dat Domnul în ziua aceea. Dar aici poate sunt cununi de spin. Domnul aici a purtat o cunună de spin. Îl batjocoreau, spune Evanghelia după Luca 22, 63, 65. Îl batjocoreau, i-au pus o cunună de spin pe cap și spuneau plecăciune ție. Dar Apocalips, capitolul 19, ni-l prezintă pe Domnul Iisus călare pe un cal și încurunat cu multe cununi împărătești. Nu mai multe cununi vrem, ci doar cununa neprihănirii, cununa vieții. Ca purtând-o pe cap, în ziua aceea, să rămânem în picioare. Doamne, dă-ne harul acesta. Mai degrabă să fim cei care răbdăm ocara decât cei care facem ocara. Din inima noastră să o scoatem mai întâi afară, din mintea noastră, ca nu cumva la vreo criză, la vreo ispită, să rostim cuvânt de ocară. Pentru că Iuda 1:15 profețea Enoch încă înainte de potop, că va veni Dumnezeu să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelejuiți de toate faptele nelejuite pe care le-au făcut în chip nelejuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelejuiți. Domnul să ne treacă cu vederea cuvintele de ocară de până acum și de acum încolo, mai degrabă să fie, cum spune Efeseni 4, cuvinte de mulțumire, de zidire, ca să dea har celor din jur. Și Domnul harul celor smeriți și mântuirea în final. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.